este un document acum cred că două săptămâni de o mobilizare în caz de război tineri între 20 și 60 de ani. Mm. E un document la care lucrează acum Ministerul Apărării naționale. Documentul Știți la numai... despre ce vorbește? Adică. era vorba de o încercare de a face o lege intermediară până ce va fi pachetul de lege aprobat, legile privind securitatea națională sunt un pachet de trei legi care se ocupă de securitate cibernetică, legile siguranței și securității naționale, și o lege care privește rezervele de stat și mobilizarea, de asemenea, mobilizarea populației pentru uh, situații de criză, pentru că uh, s-au învechit legile noastre, unele sunt de dinainte de NATO, de a fi membri în NATO, și asta înseamnă proceduri de decizie în care trebuie să aibă un, uh, un izvor într-o lege pe care, care se schimbă și erau mai multe și s-a încercat să se pentru perioada asta când starea de alarmă, starea de a COVID-ului dispare, de alertă, da. de alertă dispare, să vedem o, o perioadă în care să vedem și condițiile acestea de criză din zonă să se facă o, un proiect de ordonanță și acolo acest proiect a... Au participat toate instituțiile, au, fiecare au pus ce au crezut că este, în proiect care n-a mai ajuns. A fost retras cu vreo săptămână înainte de a apare în presă, a fost retras din, din guvern, n-a apucat să aibă nici avize, nimic, a fost doar o propunere. Și care oamenii și-au dat seama că, de exemplu, erau anumite fraze sau măsuri luate dintr-o lege și puse în această lege compozit, în acest mix și care nu aveau și justificarea în spate și creau o neînțelegere. De exemplu, cum a fost Correct. cea cu 18-60 de ani. Da, e, da, da. Nu, nu există nici acest lucru. E și o chestiune de dezbatere publică. Noi vom lansa proiectul de lege, cred că foarte repede. Proiectul de lege, de fapt, al siguranței naționale, pachetul acesta de care v-am povestit, este gata de vreun an de zile. Dar totdeauna au mai apărut abdaterea, acum că era conflictul din zonă, și apar lucruri noi pe care nu le puteam să le intuim înainte. Apoi au venit mai multe instituții, s-au mai schimbat lucrurile și am, cred că este finalizat. Acum lucrăm la ultimele detalii și, într-o săptămână, două, cred că îl vom pune în transparență și vom începe traseul parlamentar, pentru că nu vrem să facem o ordonanță de urgență din asta vrem să fie transparență ca oamenii să vadă, să poată să dezbată, să ajungem în Parlament, chiar dacă îl dezbatem într-o oarecare procedură de urgență, pentru că ar trebui totuși să ne mișcăm un pic mai repede, avem această situație și trebuie să avem abdat... război la graniță. Avem război la graniță, dar nu vrem să ocultăm acest lucru care este foarte important, voința oamenilor și nici Parlamentul care este până la urmă ultima instituție, cea care asigură și democrația, dar care este cea care trebuie să conducă, de fapt, tot ceea ce propunem noi din perspectiva guvernabilității unei țări. Și cel mai important, să nu creăm panică. Sigur. Asta, asta este un lucru foarte important și noi. Pentru noi, asta care lucrăm în acest moment la instituțiile acestea, cu foc continuu, încercăm să facem dezbateri, încercăm să fim foarte deschiși orice eveniment, îl punem pe media, creăm dezbatere avertizăm atunci când este vorba de fake news-uri, pentru că nici nu o să vă dați seama, acum mi-am dat și eu seama, deși sunt profesor de comunicare și predau despre asta, și despre fake news, și despre media în general, dar ce m-a șocat, voința unora de a construi documente false pentru a crea o opinie publică sau un curent de opinie M-am gândit la ce le folosește unora la care, de exemplu, au falsificat documente ale Ministerului Apărării Naționale cu mobilizarea. Am înțeles. Unii au făcut glume cu niște colegi de lor și le-au trimis un document și a făcut o glumă. Dar e o glumă proastă, pentru că pe internet s-a produs, produs o avalanșă de reacții, oamenii au început să se sperie și au să-și ia pașapoarte, s-au înscris la pașapoarte. Au văzut cozile la pașapoarte, exact. Apoi trebuie să cunoască procedurile. Chiar în cazul nefericit al unei mobilizări, al nevoii de mobilizare, și acolo există reguli foarte clare de protecția populației, celor care nu au făcut stagiu militar acelor celor care au probleme medicale nu te ia nimeni cu arcanul să te ducă Bate la ușă și, și să te pună pe front Război este organizat este în momentul ăsta una din cele mai organizate să spunem așa activități din nefericire dar are un grad destul de bun de organizare nu este așa la să spunem așa în, la voința unor oameni de a te aduna într-o oaste populară și a face tot felul de, de lucruri. Deci, din perspectiva asta, noi încercăm să comunicăm cât mai exact pe toate canalele și cel mai bun sfat este să îi sprijin pe oameni să se uite, să caute informații oficiale și să caute surse chiar dacă nu sunt oficiale, dar care citează surse uh, oficiale, pentru că asta este important. Și să fie foarte atenți la mass media, acolo unde uh, practic nu e nicio reglementare în momentul acesta. Nu... Sigur, nu putem Pot să... apărea tot felul de informații în mass media, pe mm. rețelele sociale, fiecare poate spune orice. Nu avem ce face aici. Alternativa nu este cenzura. Alternativa la aceste lucruri, la aceste uh, posibile... Elemente de panică în populație este responsabilitatea, autoreglementarea, pentru că presa uh, trebuie să se autoreglementeze. Uh, pentru că jurnaliștii, până la urmă, uh, presa instituționalizată, acum, când este vorba de uh, social media, aici fiecare este cu propria lui conștiință, dar presa instituționalizată, unitățile de presă, până la urmă fiecare uh, vizează nu doar un profit sau să poată să facă o afacere bună, dar vizează și credibilitatea, vizează și să, să facă o funcție socială de informare. Eu cred că orice jurnalist își dorește asta în primul rând. Chiar dacă unii eșuează la un moment dat în căutând mai degrabă uh, senzaționalul, căutând să adună cât rating. mai scandalul, rating-ul, dar dincolo de asta, o, oamenii care... Uh, vor să fie jurnaliști și sunt jurnaliști de vocație au ceva din dorința de a face ceva pentru ceilalți, pentru public de a fi utili, de a, de a ajuta și au și o responsabilitate până și la, au la și urmă, responsab... aceea de a informa corect sigur ne? și eu cred că până la urmă responsabilitatea este și eu am văzut până la urmă sunt, sunt și cazuri într-adevăr în care apare o demisie există situații în care apare o demisie deontologică să spunem așa din diverse condiții, care uneori sunt sociale, alteori sunt economice, dar dincolo de asta, presa, în momentele grele, în momentele importante, se comportă responsabil. Nu vorbim de social media, dar vorbim de presă, de instituțiile de presă, cele mai importante, în principiu, se comportă responsabil. Chiar dacă sunt situații în care este, se creează diferențe, să spunem. Sunt judecat de către CNA sau așa mai departe, dar dincolo de acestea cred că peisajul total este unul a unei presi responsabile.